Bună ziua, dragii mei, și bine v-am regăsit astăzi la o nouă citire în cafeluță. Haideți să vedem de data aceasta spre ce vor tinde energiile din această ceașcă, ce ne vor spune dârele trasate în cafeluță, ce vom afla nou despre această zi de marți, 31 octombrie 2023. Iată, dragii mei, că am ajuns și în ultima zi din octombrie. Sperăm să ne aștepte o lună noiembrie cât mai frumoasă, cât mai plină de evenimente plăcute. Dar înainte de toate, dragii mei, vreau să vă mulțumesc nespus de mult pentru mesajele voastre extraordinar de frumoase pe care le primesc de la voi în timpul zilei. Acestea sunt mesaje de binețe, de binecuvântare sau de încurajare sau mesaje prin care împărtășiți cu noi diverse experiențe din viața dumneavoastră. Eu vă sunt foarte recunoscătoare pentru toate acestea. Simt că fără ele și fără toată implicarea voastră pe canalul meu de YouTube, nu aș putea să fac ceea ce realizez în fiecare zi aici pentru voi, adică aceste videoclipuri cu care vin în întâmpinarea voastră în fiecare dimineață. Dragii mei, dacă este ziua cuiva de naștere în această frumoasă zi de 31 octombrie, țin să-i urez un călduros la mulți ani, să aibă parte de tot ceea ce își dorește în acest an, să îi se împlinească toate visele. Haideți să vedem ceșcuța noastră, dragilor. Iată, așa arată ea. Așadar, bine ați venit pe canalul meu de YouTube și sper să vă însoțesc pașii și în această zi minunată spre noi și noi vești, care mai de care mai bune, care mai de care mai pozitive pentru voi, dragii mei. Iată, iubiților, că avem aici cafeluța care s-a revărsat peste ceașcă, acest lucru însemnând cel puțin două vești foarte bune pe care le vei primi și în această zi. Două vești care te vor bucura nespus de mult, datorită cărora vei vărsa și lacrimi de bucurie. Acestea îți vor schimba viața în bine în această zi. Hai să vedem despre ce este vorba în această citire. Dragul meu, draga mea, văd că te gândești la un dar de bani și la cineva din zodia Capricorn. Este posibil să ai de primit o sumă de bani din partea acestei persoane. Văd aici un drum lung, o călătorie, o parte dintre voi. Este posibil fie să încheiați o etapă din viața voastră, fie să aveți de-a face cu străinătatea sau cu drumurile lungi. Unii dintre voi veți pleca într-o călătorie în care vă veți simți foarte bine. Văd încununare de succes pentru voi aici. O parte din voi, dragilor, văd că vă gândiți la un bărbat de la un drum lung sau din altă țară. Va trebui ca acest bărbat să ia o decizie sau ca voi să luați o decizie în legătură cu acest bărbat. Mulți dintre voi, dragii mei, văd că vă confruntați cu o anumită situație din care va trebui să luați o decizie. Văd că vă dă bătăi de cap această situație prin care treceți în aceste momente. Alții vă gândiți să vă rezolvați o problemă de sănătate. Este posibil să apelați la un bărbat zodie de pământ să vă sprijine în acest sens. Pentru unii dintre voi, dragilor, văd că este posibil să se încheie o relație. Să știți că este mâna destinului la mijloc și veți trece de acum înainte prin multe transformări care vă vor schimba viața în bine. În momentul de față, dragii mei, să știți că văd că nu mai sunteți cu persoana voastră, fie că acesta sau aceasta a plecat din relație, fie că acum este plecat cu munca în străinătate, fie că sunt alte responsabilități care rețin această persoană departe de tine, dar o văd că se gândește la voi nespus de mult. Sentimentele sale pentru dumneavoastră sunt mai profunde decât v-ați putea aștepta. Oricât a încercat să-și rețină interesul, nu a reușit, mereu și-a amintit de voi, de cât sunteți de atrăgători, de atrăgătoare, de clipele petrecute împreună. În cele ce urmează, să știți că această persoană nu plănuiește altceva decât să se întoarcă în viața ta, nu-și dorește altceva decât să te țină în brațe, să-ți simtă căldura inimii aproape. Această persoană nu va ști cum să-ți mai intre în grații.
Da, văd că te dorește foarte mult în viața sa și veți fi împreună din nou. Veți petrece momente de neuitat împreună. Hai să vedem, dragii mei, și următoarele predicții. Pentru cei cu inițialele K, S, M și L, fiți atenți pentru că aveți în spate o maimuță. Această maimuță, acest dușman vă urmărește mereu, suportă, dorește să vă facă rău. Să știți că această persoană este posibil să fie cel mai bun prieten al tău sau cea mai bună prietenă. Dacă nu ești atent sau atent, acest așa zis prieten te poate lovi foarte, foarte puternic. Văd aici un inel cu o piatră. Se pare că în 5 săptămâni sau 5 luni vei fi cerută în căsătorie sau vei primi cadou un inel. Poate fi și inelul tău de logodnă, draga mea. În casa voastră să știți că este un înger păzitor și acest înger și-a deschis aripile și vă ocrotește de toate relele. Mai văd aici o femeie singură, poate este mama sau o soră de-a ta. Se gândește tot timpul la tine și se roagă pentru tine. Este cineva cu litera K sau E în nume sau prenume. Această femeie, să știți că prin rugăciunile sale, vă poartă foarte mult noroc. Mai văd aici un pantof alb, dragii mei. În următoarele zile o să scăpați de greutățile financiare, o să vă fie mai bine din punct de vedere financiar, o să vă puteți relaxa și voi în voie. Cifra 16 văd aici. Pe această dată sau peste 16 zile o să primiți o veste foarte bună. Poate fi și un cadou de la o femeie și o să fiți foarte, foarte fericiți, dragii mei, sau fericite. Mai văd aici un semnul întrebării. Se pare că aveți foarte multe întrebări în cap. Când mergeți pe drum sau înainte de culcare, mereu vă întrebați ce să fac, cum să fac, de unde să iau. Și aceste întrebări vă chinuie, vă dau și dureri de cap. Dar cu răbdare veți ieși și din această situație, dragii mei, va fi totul foarte bine și pentru voi dacă veți spera și dacă veți avea încredere. Pentru cei cu literele A, P și S, de la o anumită persoană vă vor veni vești foarte bune și văd că veți face o petrecere pentru a serba aceste vești, care este posibil să vă vină de la fată sau de la băiat. Sau de la soț, de la soție, da, depinde fiecare în ce situație sunteți. Și mai văd aici un porumbel, dragii mei, acest porumbel vine spre voi și un pește vă dă de veste că o să aveți noroc, o să fiți foarte fericiți, fericite, veți avea bani, dragoste, sănătate, tot ceea ce veți dori în perioada următoare. Văd că doriți să faceți un lucru, dragii mei, dar nu reușiți să ieșiți la suprafață, însă mai aveți încă puțină răbdare și curaj, că veți vedea că ceea ce vă doriți se va împlini și pentru voi. Din casa voastră să știți că greutățile au început să plece, dar văd că aveți totuși un gol în suflet pentru care nu puteți privi viața cu încredere, poate nu aveți dragoste, poate nu aveți bani. Dar fiți tari, dragii mei, și veți reuși să faceți totul conform dorințelor voastre. Într-adevăr, văd că cei care nu aveți dragoste, să știți că veți primi și voi în viața dumneavoastră semne pozitive în perioada următoare, da? Va apărea o persoană mai mult decât potrivită pentru voi și vă va însenina viața. De asemenea, aceia care nu aveți bani, dragii mei, să știți că această situație a voastră din prezent se va îmbunătăți în perioada următoare. Mai văd aici o cruce albă. Văd că mergi la biserică, te rogi foarte mult sau este posibil să ai o răscruce lângă casa ta. Să știi că rugăciunile tale se vor împlini în perioada care vine. Dragii mei, să știți că o să aveți o minune în casa voastră, ceva foarte frumos se va întâmpla în viața ta, în viața voastră, o să vărsați lacrimi de fericire. Mai văd aici o pungă și o mașină, o să plecați undeva, poate în alt oraș, poate în afară, plecați la un loc de muncă, acolo veți câștiga foarte mulți bani, această pungă
arată că veți reuși și voi să puneți bani deoparte pentru ceea ce doriți să faceți. Dacă aveți planuri să plecați în țări străine sau să vindeți ceva, să știți că o să intre în mâinile voastre niște bani, o sumă de bani care o să vă ajute să, să împliniți ceea ce aveți în minte. Dragii mei, văd că aveți trei dorințe. Una o să se împlinească foarte repede, iar celelalte două se vor împlini ceva mai târziu. Una dintre aceste dorințe este să vă găsiți partener sau un partener sau o parteneră și să știți că, într-adevăr, veți găsi pe cineva așa cum doriți. O femeie, dragii mei, mai apare aici. Această femeie văd că se roagă mereu să aibă un copil. Să știți, dragele mele, cele care vă doriți acest copil, să știți că îngerii sunt alături de voi și Dumnezeu îți va, auzi ruga și îți va dărui și ție un copil. O să rămâi însărcinată în cele din urmă. Mai văd aici două persoane care stau la o masă. Poate veți merge cu cineva la o cafenea. Văd că veți cunoaște această persoană și veți lega o prietenie foarte strânsă cu aceasta. Vă place foarte mult această persoană și până la urmă veți avea o relație cu ea. Pentru cei cu literele S, P, Ș și V, o să aveți vești bune, poate de la o școală sau de la un loc de muncă sau din altă parte. Văd că o să vă bucurați foarte mult. Vi se va ridica moralul, o să fiți mai fericiți decât ați fost până acum. În casa voastră, dragii mei, să știți că încă sunt persoane care intră cu gânduri rele, cu gândul să vă facă rău, dar care nu reușesc acest lucru pentru că voi sunteți cu ochii în patru, aveți grijă la aceste persoane și nici nu mai primiți în casa voastră, nu le veți mai primi a doua oară, dacă vi se pare, bineînțeles, ceva suspect. Cifra 2 mai văd aici, în două zile sau două săptămâni vă vine o veste bună de la o femeie, poate fi mama voastră sau sora voastră sau nora voastră, de la cineva apropiat, vă veți bucura foarte, foarte mult. Posibil să fie o veste care are legătură cu cineva care este însărcinată sau, care, sau cu cineva care se va căsători în viitorul apropiat. Hai să vedem și dorința voastră. Da, iată cum s-a scurs negura din casa voastră, din sufletul vostru, dragii mei, și iată ce vedem în legătură și cu dorința voastră. Se pare că această dorință ți se va împlini cât de curând. Și mai văd aici cum umblați mereu pe drumuri, aveți treburi multe de rezolvat, nu puteți să vă odihniți. Dar stați liniștiți, dragii mei, pentru că în curând veți reuși și voi să rezolvați toate treburile pe care le aveți pe cap în aceste momente și într-un final veți reuși și voi să vă relaxați. Și mai ales veți fi împliniți, da? Veți fi fericiți că ați rezolvat toate treburile pe care le aveați. Acestea fiind spuse, dragii mei, dragele mele, aceasta a fost citirea mea de azi. Eu mă bucur că am fost alături de voi și de această dată. Vă invit și la alte citiri pe viitor. Toate bune!